au fost puse bazele unui nou parteneriat româno-norvegian. Nu este vorba de o colaborare între autorități, ci de un proiect derulat de Centrul de Resurse Apollo. Proiectul lansat astăzi este un proiect în cadrul fondului ONG din România, proiect finanțat prin mecanismul financiar al spațiului economico-financiar 2009-2014. Este practic un parteneriat cu o organizație din Norvegia, Romerze Together, pentru dezvoltarea unui parteneriat pe termen lung pentru tinerii romi și neromi din România și Norvegia. În prima etapă este vorba de un schimb de experiență care să ajute reprezentanții celor două asociații să gestioneze mai bine problematica romilor. Vom avea o vizită de lucru în Norvegia în care vom încheia două parteneriate cu două organizații pentru dezvoltarea unor activități concrete pe viitor. Proiectul este de genul unui schimb bilateral sub forma unui parteneriat care se va dezvolta pe termen lung. Ne gândim la activități în domeniul, în special al sectorului ONG, pentru că parteneriatul va fi cu organizații din sectorul ONG, proiecte pentru tineri romi și neromi în domeniul educație. Pentru acest schimb de experiență, Centrul de Resurse Apollo a fost finanțat cu 2.600 de euro pentru asigurarea transportului și cazării.